Să citim un capitol. Când mi-a spus atenei de unde predic, a zis, bine, textul ăsta e predicat și răspredicat. Așa este. Fapte 2, de la 41 la 47. Faptele Apostolilor 2, de la 41 la 47. Cei ce au primit propovăduirea lui Petru, în ziua de cincizecime, au fost botezați în apă. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor lui Iisus, da? S-au adăugat aproape 3.000 de suflete. O mega biserică într-o zi, da? Ei, miile astea de oameni, stăreau sau insistau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare din cei aproape 3.000 de oameni, fiecare bărbați, femei, tineri și bătrâni, fiecare era plin de frică. Și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau în lucrarea lui Hristos, în moartea și în învierea lui, erau împreună la un loc și aveau toate în comun, înseamnă de obște. Își vindeau ogoarele și averile, proprietățile și banii, îi împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. Toți împreună. Erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, da? Nu doar de sabat. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei, miile astea de oameni, lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului popor. Și Domnul, însuși Dumnezeu, adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Tată care ești în ceruri, când citim această filă din istorie, rămânem șocați de o astfel de comunitate umană ideală. Tânjesc, Doamne, eu tânjesc după o asemenea comunitate, după un asemenea ambient, și cred că nu sunt singurul din sala aceasta. Cred că toți visăm la o viață ca a primei biserici. Fără competiție, în care toți să ne bucurăm de toți ceilalți și toți să simțim ca ceilalți prin Duhul. Prezența ta să fie atât de reală, atât de vizibilă. Toți să avem o singură teamă, nu unul de altul, nu de legile țării, ci singura teamă să fie teama de tine. Toți ne-am dorit, Doamne, să se întâmple ce s-a întâmplat în vremea aceea și prin misiunea apostolică a bisericii, prin darurile duhovnicești, să asistăm la vindecări între noi, la restaurarea relațiilor, la vindecarea bolilor, la vindecările emoționale. Ne dorim toți o comunitate din această ideală în care prezența Duhului Tău să mustească aici și întâlnirile noastre să fie generate de această frică de Tine și bucuria aceasta mântuirii să genereze în noi o laudă continuă la adresa Ta. Și toți ne dorim o comunitate în care zilnic Tu, prin puterea Harului Tău, să lărgești această comunitate și să adaugi la numărul celor mântuiți. Doamne, ne rugăm, fă din Biserica Betel o asemenea comunitate. Amin. Faceți-vă comos, dragii mei. Dacă ar fi să luăm o bucată de hârtie, să încercăm să descriem cum ne imaginăm noi o comunitate umană ideală, ce am scrie. De exemplu, dacă ar fi vorba să descrie un copil, o familie ideală, cum ar descrie-o? Dacă o soție
ar fi provocată să scrie pe o bucată de hârtie cum își imaginează relația ideală a ei cu soțul. Dacă o mamă și un tată ar fi provocat să scrie pe o bucată de hârtie cum își imaginează o relație ideală cu copiilor, cum ar descriu, cum ar defini eu? Dacă în această dimineață am dat câte o bucată de hârtie și am cerut fiecărui participant la slujbă să descrie cum își imaginează o biserică locală ideală, oare cum ar defini-o, în ce termeni ar defini-o? Dacă le-am cerut la elevii care au scăpat de vacanță spre supărarea lor, cum ar descrie o clasă de liceu ideală? Cum ar descrie un copil o relație ideală cu părinții? Oare cum am definit aceste comunități mici, familia sau mai mari, da, clasa de liceu sau biserica? Dar cum ne-am imaginat noi oamenii o societate umană ideală? Ideală sau perfect, așa e? Cum ne-am imaginat? Mă gândeam să pun niște imagini cu câteva clădiri, mipușea Gaza, făcute praf. Uitați-vă în ce lume trăim noi. E o lume ideală. Cum vă imaginați un job ideal, un loc de muncă ideal? Cred că elevii ar defini o clasă ideală, o clasă în care profesorii se lase în pace, așa-i? Florin, ești profesor. Fraților, așa-i. Să ne lase proful și proafa să facem ce vrem noi și proafa să stea pe tabletă și noi pe smartphone-uri. Dar aia ar fi o sală de clasă ideală, frate, păstor. Dar cum îți imaginezi un loc de muncă ideal? Păi un loc de muncă ideal este locul de muncă în care să nu mergi niciodată la serviciu, să-ți intre pe card salarul. Dar nu unul mic, unul mare. Că tu ai planuri să faci concedii serioase în țări exotice. Cum ne-am imaginat noi? Cum am gândit noi oamenii astfel de comunități ideale? Ce înțelegem printr-o comunitate umană ideală? O comunitate în care putem face ce vrem noi, să nu fie legi de circulație, să putem merge cu viteza care ne dorim noi, să putem cumpăra mașinile care le vrem noi, celulele care le vrem noi, să putem face ce vrem noi în casă, mama și tata să ne lasă să dormim cât vrem noi, să mergem la școală când vrem și dacă vrem. Cam așa ne imaginăm noi o comunitate ideală. Deci în această zi m-am gândit, pornind de la ce am citit în relatarea doctorului Luca, faptul apostol, să vorbim despre o comunitate ideală. Ideală. Comunitatea ideală nu e o comunitate în care fiecare se laudă cu mașina din parcare. Ai văzut ce mașină mi-am cumpărat? Dar tu ai auzit ce pește mare am prins? Dar tu ai auzit că m-am mutat într-o altă casă și te invit la masă să vezi în ce casă m-a ajutat Domnul să mă mut. Zile trecute când am petrecut de luni până joi la Paris, m-am dus cu un scop, am un prieten la Paris care m-a chemat, are trei băieți, cel mare de 14 ani, așa zândelul. Vreau să vorbești. Beatului meu și prietenilor lui, a fost vreo 12-14, despre argumente în favoarea existenței lui Dumnezeu, dar nu din Biblie. Și acolo am întâlnit un tătic care venise cu doi băieți, unul de 12, unul de 16, și m-am apropiat de tăticul ăla. V-a aflat de ce se află în Paris de 2 ani. În urmă cu 2 ani de zile, soția lui la 46 de ani, mamă acestor doi băieți și a două fete, 23 de ani și una un pic mai mică decât cea de 23, a aflat că are un sarcom mai sus de gleznă la un picior. Medicii de la Cluj au spus că singura șansă e să-i amputeze o parte din picior. Ce a făcut acest frate? A vândut business-ul, a văzut casa, a văzut tot ce a avut în Oradea. Este în condiții extrem de modeste în Paris ca să salveze viața soției lui. Acum recent medicii au zis, domnule, 3 luni mai trăiește nevastă ta.
Și fiecare de 23 de ani îngrijește la pat. Ce comunitate e asta? Asta e ideală? Nu-i deloc! O comunitate în care nu ne încap bolnavii pe listă, pe monitor, nu poate fi o comunitate de oameni ideală. Nu vrem lumea asta, nu ne place lumea asta. Vă place? Vă place cum arată? Atâtea familii sunt ruinate. Atâtea familii urlă după fericirea pe care nu o au. Și speră că dacă se vor muta într-o altă casă, într-o altă țară, dacă vor schimba locul de muncă, în sfârșit vor găsi fericirea. Nu! Nu! Au fost reformatori mari. Un Luther, un Calvin. Au visat la comunități ideale. Părinții primelor secole, părinții bisericii, au gândit și au visat la comunități ideale. N-au reușit. Pentru că nu poți vorbi de o comunitate mică sau mare, umană, ideală, când în aceste comunități, sau aceste comunități, sunt formate din oameni păcătoși. Din oameni expuși păcatului, supuși păcatului, oameni care se nasc în păcat, oameni care trăiesc în păcat. Vineri am fost cu vreo 20 din biserica Betel. Mi-a părut când a fost toată biserica la Bișița, a vorbit unul speriat despre lucru fundamental. A luat întrebarea lui Pilat din Pont, din Ioan 18 și a pus-o ca titlu la un mesaj extrem de adânc. Ce-i adevărul? Ce-i adevărul, domnule? Ce-i adevărul? Într-o lume relativă, nu putem vorbi de comunități ideale. Oricât de mult avem în buzunare și în casă, nu putem vorbi de o familie ideală, de o familie perfectă, de o relație perfectă cu soțul și cu soția, de o relație perfectă cu copii, de o relație perfectă între frați în aceeași familie, frați de sânge. Nu putem vorbi de comunități ideale, n-avem cum. Vedem cum lumea asta se duce pe un tobogan al prăbușirii irreversibile. Nimeni nu poate pune piedică prăbușirii morale fără precedent acestei omeniri. Cu vorba lui Albert Camus, omul nu se trage din maimuță, dar se îndreaptă cu pași repezi înspre ea. Adică omul nu-i creat dintr-un animal, prin evoluție, dar din păcate omul se îndreaptă spre o viață animalică. Și cum poți vorbi de comunități ideale în contextul acesta atât de spurcat, de mizer? Tigru nu-și pune problema că s-ar putea să fie tigroaică. Și vorba lui Ionuț Merian ne povestea că pe rețea de socializare apare o discuție între un bărbat și o femeie. Și bărbatul spune, Doamne, eu simt că sunt pisică. Și o femeie la 60 de ani îi spune, Doamne, îți doresc să fie o pisică cu minte, o pisică blândă. Asta e lumea în care trăim noi, în care nu destul că sunt bărbați, mă, poate că-s femeie. Poate că-s tigru și de aia se poartă unii așa. Asta e lumea în care trăim, în care nu mai avem nici un reper fix în societate, nici un reper absolut. Fiecare cu adevărul lui privat și nu-ți dă voie, te împușcă dacă vrei să îi contești adevărul. Trebuie să-l lași în pace cu adevărul lui privat, îi al lui. El a ajuns la concluzia asta în urma unor cercetări și nu-ți permite să te bagi în curtea adevărului lui. El te lasă în pace cu adevărul tău. Uitați-vă ce se întâmplă în fâșia Gaza. Până acolo încât Israelul este considerat criminal de război. A fost 1500 de ani fără patrie oamenii ăștia. Și când doresc să-și ocrotească țara, statelor de domnul, secretarul general ONU numește apărarea lor crimă împotriva umanității. Asta e lumea care trăim. Cum poți vorbi de comunități ideale? Cum să trăiască palestinienii în pace, în armonie cu israeliții? Cum să dintr-o biserică ideală. Cum? Ei, mă uit la această comunitate, de-aia am citit-o, dragii mei. Poate spui, dar ce treabă are asta cu Ziua Mulțumirii? Ce treabă are cu cea Domnului? Oh, are volume în legătură cu ce se întâmplă astăzi la Biserica Betel.
Și uitați cum începe textul și cum se încheie textul. Citesc coperițile textului, versetul 41 și 47. În 41 spune așa textul, da? Suntem în fapte 2. Cei ce au primit predicarea lui Petru au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor lui Iisus Hristos s-a adăugat aproape 3.000 de oameni. Este prima copertă în care am citit textul. Uitați-vă coperta din spate, dacă să numim așa. Versetul 47, ultimul. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înainte întregului popor. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Ați remarcat elementul care leagă cele două coperți? La predica lui Petru se adaugă 3.000 de oameni, aproximativ la ucenici. Și textul se încheie spunând că Dumnezeu adăuga în fiecare zi la numărul acestei comunități de oameni. Uitați-vă cum trebuie oamenii aceștia. Hai să ne uităm un pic prin text. Versetul 44. Toți cei ce credeau în Hristos erau împreună la un loc. Am nu e mare lucru că se adună oamenii grămadă la un loc, da? Ce auziți? Și aveau toate în comun. Toate în comun. Toate la comun. Își vindeau ogoarele și averile, proprietățile și le vindeau și banii obținuți pe aceste proprietăți le împărțeau între toți. Până voi le fiecare. Câți copii aveți? 10. Voi sunteți 12 persoane. Din suma asta, da. Voi câți aveți? 3 copii. Ok, la fiecare. Auziți, toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Mergeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Păi întreb, nu mai mergeau copiii la școală? Nu mai muncea nimeni în această comunitate ideală? Ce credeți? Păi da, frate, aveau toți bani destui și din banii a plăteau și... Nu cred. Oamenii ăștia munceau pentru că ei erau învățați de Hristos. Cine nu vrea să muncească, nici să nu, să nu trăiască. Ok? Să moară dacă nu vrea să lucreze. Nu, dacă nu poate, atenție. Cine nu vrea să lucreze, cine e lene și trântor, nici să nu trăiască atunci. Munca e un mandat divin, așa e? Dumnezeu când a creat primii oameni, le-a spus lui Adam, muncește grădina și păzește-o. Deci, dacă aveau toți de obște sau un comun, nu înseamnă că nu muncea nimeni, că stăteau toți la cafele și se jucau, băteau mingea. Nu? Eu înțeles că munca e un mandat divin. Atunci, ce face dintr-o comunitate umană să devină una ideală, una de dorit, una de visat, una care ți-ai dorit să fii și tu, să fii partea acelei comunități? Când ne rugăm cu betelor și puși pregăteam vinerea din această zi, acolo în sala din spate, cineva spunea, citându-l pe Pavel, că împărăția lui Dumnezeu nu este ce? Mâncare și băutură, dar ce-i? Neprihănire, pace, bucurie în Duhul Sfânt. Dați-mi voi o întrebare. Ce preferați, o familie în care să fie mâncare și băutură din belșug, dar să fie păcat, să fie tulburare, să fie suferință? Sau o familie în care să ai ce mânca de pe o zi pe alta, dar să fie neprihănire, adică o stare de sfințire înaintea Domnului, să fie pace, să fie liniște, să fie bucurie. În ce familie ați vrea să locuiți? În care? Decât o masă încărcată cu cărnuri, spune Solomon, mai bine, o casă în care să mănânci uscături, dar cu pace și cu liniște. Deci, cum definim comunitatea ideală? Tehnologia modernă și industrializarea ne duce înspre niște targeturi pe care le propunem înspăimântătoare. Toată tehnologia noastră ne-a dus înspre războaie, înspre crime, înspre dezumanizarea ființei umane, în speranță că vom avea comunități ideale. Am ajuns să ne urâm unii pe alții, să ne războim unii cu alții, să intrăm în competiție unii cu alții, să ne suportăm unii pe alții. Am ajuns să nu mai avem standarde pe care cândva societatea le-a avut. Este asta o comunitate ideală? Este o lume în care îți dorești să trăiești tu
și copiii și nepoții tăi? Nu cred. Nu cred. Pentru că lumea e tot mai urâtă. Lumea nu e lume săracă. Uitați-vă la cei ce suntem aici. Ne cunoaștem binișor. Nu este nimeni sărac în Biserica Betel. De vreme spui la mama, nu-mi trebuie mâncarea asta. M-am săturat de salamul ăsta. Tot untul ăsta tu, mama. Mă, tot carne de pui tu, mama. Nu cred, sau dacă greșesc, vă rog, după ce termin întâlnirea, după ce o terminăm, când mergem la masă, luați-mă deoparte. Dacă spune cineva din biserica asta, tu, mama, mă, tă fasole îmi dai tu. Mă, tă cartofi tu, tă zamă de cartofi îmi dai tu. Dacă e cineva care așa gândește, îmi cer iertare public și îl ajut cu Atena să nu mai mănânce numai cartofi și fasole, să mai mănânce și păstăi, bine? Ok, ați înțeles ideea. Adică să mai pune ceva în fasolea aia, da? Ok? Deci noi nu suntem săraci. Biserica Betel nu e o biserică săracă. Țara asta nu e o țară săracă. Aș putea să rog pe domn profesor Bălean să ne recite, să ne spună, munții noștri aur poartă. Că suntem leneși, unii, atenție, și ceșim din poartă poartă pe la europeni, că citeam un articol în care mi se spunea câte creiere românești s-au dus peste graniță. Asta e altceva. Dar oriunde ai merge, nu-ți dorești comunitatea aceasta. Am locuit 2 ani în Statele Unite și nu-mi doresc comunitatea americană. Nu e una ideală. America e pe topogan în prăbușirii de mult și irreversibilă prăbușirea lor. Oriunde am locuit pe planeta asta albastră, nu doar în fâșia Gaza, ci până și în America, nu găsim această comunitate ideală după care tânjește omul nostru lăuntric. Pentru că noi am fost creați să facem parte dintr-o comunitate ideală, unde nu mâncarea și băutura să domine, ci acea neprihănire, acea îndreptățire în fața Creatorului nostru, acea pace pe care doar relația cu Dumnezeu, Creatorul nostru, o aduce inimii noastre, omului lăuntric, și acea bucurie care țâșnește, înseamnă pace sau armonie lăuntrică. Sunt bărbați care speră că dacă divorțează și se căsătoresc cu altcineva și pe cu altcineva și cu altcineva, vor găsi acea comuniune ideală. Nu o găsesc! Pentru că toți suntem atinși de germenele păcatului, toți suntem infectați, suntem contaminați de pandemia aceasta a păcatului, a neascultării de Dumnezeu. Deci, cum putem visa, cum putem concepe, cum putem face parte, cum putem contribui să construim o comunitate ideală în care să nu se laude nimeni că are mai mult decât celălalt, în care să nu intrăm într-o competiție, încercând să arătăm că suntem mai buni decât alții, mai puternici, mai sfinți. Cum? Cum oare? Dragii mei, am o veste bună. Hristos, Fiul Dumnezeului cel viu, a intrat în istoria noastră tocmai cu scopul acesta. Să ne ofere degustarea unei asemenea comunități, să ne spune că am fost creați, nu pentru ceea ce experimentăm noi în viața asta plină de păcat, de suferință, de moarte, de incertitudine, de ură. Hristos Domnul intră în istoria noastră ca Domn al păcii să ne ofere, atenție, degustarea unei comunități ideale, după care orice pământean normal tânjește. Această comunitate ideală este Biserica lui Hristos, în care începem să degustăm, așa cum pui limba, e destul de condimentată supa asta, e destul de dulce prăjitura, aia experimentăm noi, de-abia asta, punem limba, degustăm ce înseamnă o comunitate ideală. Și biserica primară, că dacă așa va fi tot timpul, că își vor vinde averile, păi i s-au terminat banii la oameni, dar trebuie să muncească din nou. De ce? Pentru că acea comunitate ideală a bisericii primare
a înțeles că venirea Domnului Iisus Hristos pe nord de glorie este iminentă. Și au zis, n-are rost să mai investim. Mă, nevasta, hai să vindem casa asta. Ne ajunge aia mai mică și o dăm la frații din biserica, la suror, că aia n-a unde sta. Și așa vine Domnul. Așa vine Domnul. Ce rost are să investim, să facem business-uri? Ce rost are să facem bani când vine Hristos? N-are rost să investim în împărăția acestei lumi, pentru că vine El și duce în împărăția Lui eternă. Așa au gândit și au trecut 2000 de ani de atunci, dragii mei. Încă mai sunt comunități care trăiesc extrem de modest. Pentru că aceste comunități sunt pătrunse de iminența venirii Domnului Iisus Hristos pe nord de glorie. Adică trăiesc ca și cum acum ar veni Hristos Domnul. Și toate investițiile le fac pentru împărăția lui Hristos. Erau 3.000 de oameni aproximativ, 3.000 de adulți, care au fost săpuși de Evanghelia împărăției lui Hristos. Și fiind convinși că ei l-au ucis pe Fiul lui Dumnezeu, cel ce intrase în istorie să le ofere mântuirea, acum s-au întors prin pocăință la Hristos și au devenit ucenici ai Domnului Iisus Hristos și și-au propus să trăiască așa cum Hristos a trăit. M-am pregătit acest mesaj, m-am simțit frământat, tulburat, inovat. Mi-aș dori să te simt și tu la fel. De ce vă spun asta, dragii mei? Când mă uit ce făceau ucenicii Domnului Iisus Hristos, îmi dau seama că eu încă n-am ajuns la nivelul acela. Adică ce făceau ei? Sigur, apostolii erau acolo prezenți și se uitau la componența comunității. Aveau o evidență foarte clară a oilor din turmă, că așa e ciobanul, așa e păstorul, da? Știe ce are în turmă. Cel ce nu știe ce are în turmă, nu e cioban. Veritabil. Cineva spunea că ciobanul trebuie să miroase oaie. Dacă nu miroșe oaie, nu ești cioban. Că ciobanii nu stau la birou așa, stau pe oi, da? Și au văzut nevoile concrete ale acelei comunități. Și și-au amintit foarte clar, era viu în mintea lor mesajul lui Hristos. Cine vrea să fie mare între voi, ce să fie? Robul. Tuturor. Pentru că nici fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el însă să slujească altora. Și până acolo au ajuns credincioșii din prima comunitate, ce și-o dureau ideală, până acolo au ajuns încât au zis, împărțim banii la frații noștri. Ne ajunge atât, pentru că și el trebuie să aibă cât am eu. Dar cine gândește așa în biserica Betelul? Încă n-am ajuns să gândesc așa. Cine gândește așa? Cine gândește? Cine? Eu în ce apartament stau? Mă, stau. La ce? Păi el n-are apartament, n-are. Nu-i ajunge spațiu. Hai să schimbăm cu el. Are 2 camere și 10 copii. Eu am 5 camere și niciun copil. Păi să fac schimb de locuință. Cine gândește așa? Hai să fim serios, frate Nelu. Cine gândește așa? Asta ar fi o comunitate ideală, în care iubirea de Dumnezeu este atât de adâncă, încât iubirea de semeni te îndeamnă să-L privești pe fratele tău mai important decât ești tu. Să vezi nevoile aproapelui tău mai mari decât ale tale. Să fii gata să iei din frigiderul tău să spui, ăsta n-are, îi dăm lui. Ăsta n-are mașină. Mă împărțim cu el. Cine face așa, dragii mei? Cine? Cunoașteți pe cineva în biserica Betel? Probabil că este cineva. Și faptul că azi ne bucurăm de un ambient extraordinar și ne vom hrăni din destul și va rămâne, e pentru că în comunitatea Betel se gândește și în acești termeni. Acum, versetul 42 spune așa, ei, miile de oameni care au primit predicarea lui Petru și au devenit nu membri de o biserică, atenție, ci ucenici al lui Iisus, ei străiau în primul rând învățătura apostolică, legătura frățească, înfrângerea pâinii și rugăciune. Dar ce însemna învățătura apostolică? Păi este explicat în versetul 43, adică i-au zis, fiecare era plin de frică. Apostolii erau prezenți între ei, acei depozitari ai adevărului mântuitor comunicat de Hristos. Erau prezenți acolo și prezența lor s-a manifestat prin acte supranaturale.
Și frica de Dumnezeu, respectul de Dumnezeu, curgea în comunitate prin prezența apostolilor care și-au luat în mod serios chemarea lui Dumnezeu. Păstorul apostolilor nu se rezumă la transmiterea informațiilor comunității, ci la aplicarea acestor adevăruri în viața comunității. Suntem sătui de predici, de informații, încât de pe un site mergem pe altul, într-o biserică pe alta, pe YouTube și așa mai departe. Nu putem sta într-o singură biserică să ne focusăm atenție, pentru că vrem mai mult, mai mult, mai mult. Nu-i rău. În momentul în care noi nu aplicăm învățătura apostolică, nu putem vorbi de o comunitate ideală în care este de dorit să fie prezent. Sunt oameni care alergă sute de kilometri ca să ajungă să asculte un predicator celebru. Și cu asta ce-a făcut? Dacă nu aplici învățătura apostolică în viața ta de familie, nu poți vorbi de o familie aproape de ideal. Ideal nu, dar aproape de. Ținta să fie idealul. Dacă nu aplici învățătura apostolică, nu te poți bucura de vindecarea în relații, de vindecarea bolilor. Apostolii sunt cei care au cunoscut pe Hristos a prima mână, cum zicem noi, și dacă învățătura lui este în mintea, în inima, în viața ta, poți experimenta acest har. Frica de Dumnezeu te duce la înțelegerea și aplicarea învățăturii apostolilor. Sau învățătura apostolică creează tine această frică de Dumnezeu. Dar în ce constă părtășia lor frățească? Păi tocmai în această conviețuire în comun, în această empatizare, în această simțire cu cel ce e nevoie, în această îndepărtare a diferențelor mari între ucenicii lui Iisus. Noi suntem fraților de cruce unii cu alții. Nu poți să te bucuri de niște privilegii materiale și să ignori pe sora ta pentru care a murit Hristos sau fratele tău și să lași acolo unde este. Nu poți. Îl înveți. E important să muncească. Și când nu poate munci, dar îl ajuți. Ce înseamnă părtășie frățească? Înseamnă să împarți în mod concret. Spuneam că m-am simțit tulburat și vinovat pe aici, pe acolo, când am studiat aceste lucruri. Mă uitam la veniturile mele, la felul în care mă raportez la semenii mei, la frații mei de cruce, soarele mele de cruce de sânge din biserică. Mă gândesc la alții. Fiecare știe ce are în buzunare, pe unde mai are, ce are. Fiecare știe. Nu-i treaba mea să investighez eu pe nimeni din biserică, e să-mi investighez eu inima și atitudinea față de semenii mei. Vreau să-i părtășesc, însemna prezența lor la templu. Toți erau împreună, erau interesați să cunoască cu scopul de a aplica învățătura apostolică. Și atunci comunitatea ideală este acea comunitate în care învățătura apostolică este dominantă, este cuvânt de ordine, pentru că este cuvântul lui Hristos. În care adevărul este absolut, pentru că e vorba de Hristos, adevărul în carne și oase. Și biserica locală, comunitatea locală, care își centrează gândirea și trăirea pe Hristos și învățătura Lui, este o comunitate ideală. Comunitatea aceasta petrece timp împreună. Și ce specific lui Luca? El vorbește despre ce s-a întâmplat în primul secol când ucenicii lui Iisus au învățat să simtă unii cu alții. Luca prezintă câteva pilde în care vorbește despre importanța împărtășirii valorilor materiale cu cei din comunitate. Hai să vă spun așa foarte scurt. Pilda bunului samaritean. Samaritanul ia din buzunarul lui și îmi dau 2 lei. Nu numai că ia din vinul lui și din fașele lui, poate îl jupe din cămașa lui, ci spune la hangiu, tot ce cheltui la acest han, îți dau un avans, ia banii ăștia și dacă mai trebuie, dau! I-a fost milă de acel cu stântul de la are. Da, pilda acelui bogat la care rodește țarina, când i s-a extins business-ul, a zis, uite, am vecini săraci, au zis, suflete! Acum poți să treci câteva generații. Și au zis, domnul, nebunule ce ești. Noaptea asta se cere înapoi sufletul. Și ce faci cu ce agonisit? O altă pildă, da? Pilda acelui fariseu care invită la cină oameni celebri din oraș. Și Domnul Iisus îi spune, auzi,
când chem pe cineva sau când chemați la o masă, chemați pe șchiopi, pe orbi, așa-i? Pe surzi, pe cei care nu pot să vă plătească înapoi. Ce comunitate e asta? Ce comunitate este asta? Da, hai să merg și la pildă și spravnicul necredincios. Un spravnic, un administrator care cu ajutorul bogăților nedrepte s-a făcut prieteni în împărăția lui Dumnezeu. Adică așa să investească tot ce a câștigat în lumea asta, material vorbind, pentru împărăție. Și uitați-vă la pilda bogatului și al lui Lazar. Toate aceste pilde sunt specifice lui Luca, nimeni nu vorbește despre ele. Și în toate pildele, Luca arată cât de important ca în comunitatea asta ideală să oferi din surplusul tău, să împarți din venitul tău, din banii tăi concret, celor care n-au. Celor care n-au, care nu pot. Și mai făceau cea comunitate ideală, încă ceva. Mâncau mereu împreună, cum mâncăm noi astăzi la demisol, dar rângeau pâinea împreună. Pentru că Luca a înțeles că acea comunitate ideală, după care tânjește omul nostru ascuns al inimii, se formează în jurul crucii lui Hristos, că sângele lui Hristos are puterea să ne unească oricine am fi bărbați, femei, bogați, săraci, orice condiție socială și intelectuală ne face una în Hristos. Când celebrăm istoria aceasta mântuirii, când mâncăm din trupul lui Hristos, când bem din sângele lui, avem această conștiință a identității noastre comune în Hristos. Noi suntem frați și surori în Hristos, cu El, fraților, cu Hristos, de sânge, de sânge. Și când o comunitate gândește în termenii ăștia, în apartul rând, se roagă, se roagă. Uitați cum se roagă și cu asta încheiem versetul 47. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înainte întregului popor. Păi cum să nu placă comunității de jene, o comunitate mică cum este Betelul, care aplică aceste adevăruri apostolice, înțelegând că sunt una în Hristos, că sângele crucii i-a adunat de pe coclaurile dejului, oricine ar fi ei, și le dau aceeași demnitate și valoare în ochii lui Dumnezeu, de fii și fiice de Dumnezeu. Este Betelul, asemenea comunitate ideală, Hristos Domnul, într-o zi, va descinde pe scena istoriei, va reintra pe nor de glorie, ca Domn al Domnilor și împărat al împăraților. Și atunci când va reveni pe nor de glorie, ne promite Scriptura în mai multe pasaje că mai întâi vor învia toți sfinții din istorie, în organisme de glorie ca lui Hristos. Și noi ce rămași în viață, spune Pavel, vom fi transformați instantaneu în aceeași organisme ca lui Hristos. Și va începe domnia lui Hristos. Atunci se va extinde la nivel global acea comunitate ideală în care sfinții din toată istoria, Vechiul și Noul Testament, vor forma o comunitate de preoți ai lui Dumnezeu. Puneți, vă rog, Apocalipsa 5:10. Ne ridicăm în picioare. Vezi de ce? Pentru că după ce ne vom uita la această afirmație a Scripturii, invit pe colegii slujitori din biserică să oficiem și cina Domnului. Uitați ce spune acolo cuvântul. Când Domnul Iisus Hristos, acel leu, da? Din Iuda, rădăcina lui David, merge și ia sulul istoriei răscumpărării omenirii din mâna lui Dumnezeu care stă pe tron, se pornește acest concert de laudă și închinare și spun cele patru făpturi vii și cele 24 de bătrâni, îi spun lui Iisus, ai făcut din ei, pune și versetul nou, te rog, pune și nouăle. Cântau cântarea aceasta, vrednic ești tu, îi spuneau lui Hristos, să iei cartea, să-i rupe cețile, căci ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, orice limbă, orice norod și orice neam și i-ai răscumpărat ca să faci, uitați, ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Asta este scopul intrării lui Iisus în istoria noastră, să ofere această comunitate ideală pe planeta noastră, încă nu, dar evenimentele care se petrec pe pământ ne spun că acest moment
nu-i departe. Întrebarea mea este următoarea pentru tine. Tu faci parte dintre ucenicii lui? Nu te întreb din ce biserică faci parte. Nerelevant. Ești ucenicul lui Iisus. Dacă nu, haide. Nu mai stă. Nu mai stă. Pentru că în perioada aceasta, în vremea aceasta, Hristos își recodează oameni pentru acea comunitate ideală care va cuprinde pământul. Amen.